De ce n-au cântat din României? Au cântat din României? N-au cântat. De ce n-au cântat din România? Dacă ai cunoaște procedura de la, de la meciurile de hockey, la sfârșit se cântă numai imnul țării care a câștigat meciul. Păi ținutul secuiesc, nu-i nicio țară. Ești un mincinos, da? Cum adică? Ce mint? Ești un mincinos. N-au cântat imnul României. Pentru că nu se cântă, dacă... Nu se cântă, pentru că a pierdut România. Tu nu ai ce căuta în acest Parlament dacă nu știi imnul României. Și ei n-au ce căuta să reprezinte România. Dar cine ești tu să zici că n-am ce căuta? George, nu ți-e rușine? Ești un agent a Rusiei, ești un putinist. Și tu al Budapestei, nu? Nu ai alte subiecte și acum vrei să creezi disensiuni. De ce n-a cântat imnul României? De ce n-a cântat imnul României? Ești un putinist, ai o agendă secretă primită de la Moscova să creezi disensiuni interetnice. Și tu de la Budapesta. Asta fac. De ce? Ești un agent. De ce n-a cântat imnul României? Ce căuta Tancoș Barna acolo? Tancoș Barna, ce căuta acolo? Colegul tău, separatistul, ce căuta acolo? Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zamfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Nu am reușit să înțeleg scena pe care am difuzat-o puțin mai devreme. Au ajuns să se certe, cu ghilimele de rigoare sau nu, urbaniștii cu putiniștii? Ei fiind totuși din aceeași aluare. Chemă logică. Până la urmă se duc în același loc, nu? Păi am văzut că domnul Cioma Boton l-a acuzat pe George Simion că ar fi putinist. Păi și? Păi poate e, nu știm. Păi da, da. El zice că nu, da, na, poți să-l crezi. Orban nu e... Da, domnul Cioma Botan, dacă e Victor Orbanist, nu se subsumează ideilor putiniste? Deci ușor, ușor, tot acolo ajungem. Deci, practic, în cel mai rău caz, eu sper să nu se confirme, domnul Buzean, dar în cel mai rău caz asistam la o ceartă între doi putiniști, unul la primă mână și unul de mâna a doua, cu intermediari, pâmproxy, cum se spune în limbaj modern. Asta e, scandalul este cel cunoscut încă de ieri, este scandalul intonării imnului așa zisului ținut secuiesc, nu există o ficțiune regională, nici măcar ca regiune nu există în România, poate fi considerată ca atare, o frântură din Ardeal în care se investește masiv. Vom arăta în ediția de astăzi, inclusiv de la nivel guvernamental, căci în timp ce Sorin Grindeanu, vicepremier, în caz că ați uitat, ministru al transporturilor, doar teoretic, practic nu, se arată extrem de revoltat pe pagina de Facebook, nemulțumit până dincolo de orice limită, că se poate așa ceva să fie sfidată România, în guvernul pe care dânsul îl reprezintă, există o susținere masivă pentru Ținutul Secuiesc. Și o să vedeți cum guvernul României finanțează Ținutul Secuiesc și promovează Ținutul Secuiesc. Două știri importante au fost generate de ziua de ieri. O știre este legată de blocarea portului Constanța cu mărfuri din Ucraina sau care urmează să ajungă în Ucraina într-un final. Și a doua știre este legată de intonarea imnului Ținutului Secuiesc la un partid, la un meci de hockey, unde evolua Naționala României de hockey. În legătură cu care credeți că s-a pronunțat domnul Grindeanu? Sigur, s-a pronunțat în legătură cu cea de-a doua, care sigur nu-l include. Hai să vedem ce s-a întâmplat, să facem un rezumat, după care stăm de vorbă cu părțile implicate. Este un simbol al comunității secuiești, acest imn secuiesc, care este o parte a identităților. Da? Nu are nicio... Stați un pic. Sunt anumite cântece regionale, imnuri regionale, care contribuie la identitatea regională a unei comunități etnice. Da? Și de ce nu poate... Dacă un etnic maghiar face parte din Naționala României, da? De ce nu poate să cânte un imn care contribuie la identitatea lui regional, care nu are nimic împotriva României sau a românilor. Și ce are dacă era cu Ungaria? Autonomia există în Europa, în mai multe țări. Constituția României nu prevede așa ceva. Absolut, pentru acest deziderat trebuie modificată Constituția. Să fie intonat imnul național al României, nu imnul Ținutului Secuiesc. Stimată doamnă, n-a fost intonat. Dumneavoastră, dacă încercați să manipulați... N-a fost cântat atât de jucători, cât și de unii suporteri care au fost. Pentru că este un cântec, vă spun încă o dată, care face parte din identitatea comunității secuiești. Care... Vă întreb eu, de ce e o problemă că au cântat acest? Eu cred că vicepremierul României a făcut o gafă uriașă, a intrat în aceeași notă în care a intrat și Aur pe această speță. Eu m-a surprins că Sorin Grindeanu a făcut această... Eu cred că domnul Grindeanu a avut o atitudine intolerantă, spunând faptul că este un gest incalificabil și infam faptul că s-a cântat imnul secuiesc. Nu comentez ce spune altcineva, fie el și liderul grupului
deputaților UDMR. Eu mi-am spus părerea, era vorba de naționala României, nu naționala unei părți din România. Și atât timp cât te afli sub tricolor, sub tricou, care unde e tricolorul României, cred că trebuie să, nu cred, sunt convins, trebuie să respecti acele culori. Asta este părerea mea și mi-o mențin. S-a depășit o anumită limită. Iarăși aduc contextul războiului, în astfel de contexte să vii și cu astfel de provocări, mi se pare de netolerat. Trebuie să existe respect între noi și cred că eu personal și colegii mei am arătat acest respect și UDMR-ului și celorlalte minorități. Nu cred că astfel de lucruri și astfel de manifestări duc în direcția corectă. Sigur că se naște această întrebare de la care am și plecat, de ce vorbește domnul Grindeanu despre un subiect care nu-l include cumva, de ce nu vorbește despre subiectul în legătură cu care ar putea să facă ceva, că e ministrul transporturilor până la urmă și în legătură cu asta ar avea multă, multă treabă. E o întrebare, o a doua întrebare e legată totuși și de domnul acesta de la AUR, de domnul George Simion, care de fiecare dată când se vâră într-o problemă de genul acesta, o duce cumva o dărâmă. Că pare că e un subiect al celor de la AUR. Nu, ăsta e un subiect extrem de serios, e un subiect extrem de important și în cadrul acestui subiect intervine și din partea Partidului Național Liberal, intervine domnul Cosma. Domnul Cosma, Adrian Cosma, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, îi cere demisia lui Tantoș Barna. Îi spunem bună seara domnului Cosma, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc de invitație! Bună seara, domnule deputat, și noi vă mulțumim că ați acceptat-o. De asemenea, îi spunem bună seara liderului deputaților UDMR, domnului Cioma Boton. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Bună seara. Haideți să începem cu acuzațiile sau solicitările domnului Cosma de la PNL. Domnule Cosma, vorbiți despre o demisie care ar trebui să aibă loc, o remaniere în fapt, a domnului Tanțoș Barna, ministru mediului în această țară. Important de precizat și fost președinte al Federației Române de Hockey, ca să contextualizăm mai mult. De ce credeți, domnule Cosma, că ar trebui domnul Tanțoș Barna să plece din Guvernul României? În primul rând, cred că toată lumea știe că domnul Tanțoș Barna nu este un simplu cetățean. Este ministru în Guvernul României. Și dacă se află în tramvai, se află pe stradă sau la un meci sau un minister, dânsul este ministru, un demnitar al României. Comportamentul domnului Barna este incalificabil. Toată comunicarea lui, și aici aș vrea să fiți foarte atenți și să vă urmăriți un pic comunicarea lui publică, Toată comunicarea lui de ministru este în jurul apartenenței lui etnice, iar statutul de ministru al României impune o anumită ținută. Și asta, dacă e să o analizăm serios, nu mi se pare deloc în regulă acest comportament. Deci vreau să spuneți că funcționează doar ca reprezentant al comunității, nu și ca ministru în Guvernul României? Deci dânsul nu se comportă ca un ministru în Guvernul României. Domnul Barna trebuie să reprezinte România, nu Ținutul Secuiesc sau Satu Mare sau București. Reprezintă România. Noi trebuie să nu cădem în minimalizarea simbolurilor țării. Iar ceea ce s-a întâmplat acolo la acel meci, de fapt este o ofensă adusă statului român. La ce vă referiți foarte precis, ca să-i dăm cuvântul și domnului Cioma Boton? Vă referiți la faptul că stătea în galeria celor, sau mă rog, în partea de tribună a celor, a susținătorilor Ungariei, sau vă referiți la faptul că s-a intonat ținutului secuiesc? Concret, la ce vă referiți? Toate aceste lucruri contează. În primul rând a stat, da, într-adevăr, de partea galeriei Ungariei, dar nu ăsta este cel mai important element, ci faptul că dânsul a girat ceea ce s-a întâmplat acolo, a intonat imnul secuiesc alături de echipă, da? Echipa care, sigur, cu girul dânsului și dânsul, ținând cont că a fost și președintele acelei asociații Mens Sana, unde știm toate activitățile și toate... Și al Federației Române de Hockey, să nu uităm. Deci ăsta este vârful icebergului, spuneți dumneavoastră, nu e legat strict de ce s-a întâmplat la acel meci, ci de întreaga carieră. Nu este la primul derapaj domnul Barna. Acest lucru trebuie să-l evidențiem. Deci dânsul nu este la primul derapaj. Sigur că este foarte grav acest lucru, dar
simbolurile, limba și tot ce ține de identitatea noastră ca stat sunt foarte importante pentru un demnitar român. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Toma Botond. Dânsul v-a reținut punctele de vedere și probabil acum are o replică pregătită. Domnule deputat, de ce considerați dumneavoastră că prestația ministrului udemerist Tanțoș Barna ar fi compatibilă cu demnitatea de ministru? Alo? Vă ascult? Da. Domnul Botond. M-auziți? Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara de nou. Să trecem puțin în revistă ce s-a întâmplat. Vă rog. Când s-a terminat meciul respectiv de hockey, unii jucători împreună cu suporterii, deci după meci, nu înaintea meciului, după meci, au cântat imnul secuiesc. Asta s-a întâmplat. Am citit articole în presa română pe GSP și pe alte site-uri. Unii ziarii spuneau că nici n-au cântat, nu m-au fredonat din respect față de suporter. Țin să precizez ce am spus și astăzi și în Parlament, și pe holul Parlamentului și în plenul Parlamentului. Imnul secuiesc face parte din identitatea secuilor, din identitatea comunității secuiești, din identitatea ținutului secuiesc. Imnul secuiesc nu are niciun mesaj, nici împotriva României, nici împotriva românilor. Este o parte a tradiției și acest timp s-a cântat de mai multe ori la finalul unui meci de hockey. Nu s-a întâmplat pentru prima oară. Nu știu de ce, acum nu mă refer la domnul Cosma, care după părerea mea cu scuzele de rigoare, dar a vorbit bazaconic că domnul Tanțoș nu se comportă ca un ministru al statului român. Domnul Tanțoș rezolvă și a rezolvat multe probleme pe care le are statul român în privința domeniului pe care îl administrează domnul Tanțoș. De exemplu, nu se comportă ca un demnitar al statului român pentru că a luat parte la un meci de hockey. Mi se pare. Dar un simplu exemplu, nu vreau să deviem, dar da, e foarte interesant. Domnul Cioma Botond, numai o secundă, hai să avem un dialog. Să nu mai repetăm greșelile din trecut. Domnul Cioma Botond, un schimb... Stați un pic că n-am terminat. Păi da, stați un pic că facem o paranteză. Ascultați-mă și pe mine până la capăt, da? Bun, da, dacă vorbim jumătate de oră, nu putem să stăm așa să... Domnul Cioma Botond, rugămintea colegului e să ne spuneți ce realizare a avut domnul Tanțoș Barna pentru că le-ați adus în discuție. Aici e mai greu cu realizările. Exact. Păi nu, da, să-i dăm ocazia domnului Cioma Botond să nominalizeze măcar o realizare a ministrului Tanțoș Barna ca să putem depăși acest punct. Vă rog, domnule deputat. Și în privința defrișărilor s-au făcut e ministru decât de un an. Deci în România sunt probleme în acest domeniu de 30 de ani. Bine, spuneți-ne realizarea în decât anul ăsta. A venit și cu o soluție în privința urșilor. A venit soluție și privind defrișarea pădurilor. Deci nu are realizat. Deci defrișările și urșii. Ne-am lămurit. Un argument în plus pe care vreau să-l menționez. Să vorbim pe rând. Domnule Cosma, foarte pe scurt, pentru că domnul Cioma Botond trebuie să ajungă la fundul problemei ca să putem discuta aplicat pe această chestiune. Vă rog. Denunțel, eu n-am vorbit bazaconii, domnule Botond. Eu am vorbit ceea ce români și ofensa pe care domnul Tanțoș Barna a adus-o statului român, România, da? Domnule deputați, dacă vorbiți în același timp, nu se înțelege absolut nimic. Nici mesajul dumneavoastră, domnule Cosma, nici al dumneavoastră, domnule Botond. Eu am senzația că domnul Cioma Botond nu ne aude. Domnule Botond, noi fiind în platou putem vorbi mult mai tare decât dumneavoastră și vă asigur că mesajul ajunge la telespectatori doar cel din platou într-o astfel de situație. Rugămintea mea e să vorbim pe rând ca telespectatorii să audă toate punctele de vedere din această emisiune. Păi la... încercam să-i spun o prozopă. Păi degeaba îi spuneți că nu se înțelege. Când sunteți prin telefon și vorbiți simultan, nu se înțelege absolut nimic. Aveți garanții că vă voi oferi cuvântul la punctul domnului Cosma ca să-i puteți da replica așa cum am făcut și mai devreme. Domnule Cosma, foarte pe scurt, vă rog. Foarte scurt. Un lucru este esențial. Domnul Barna își face campanie, imagine pe banii românilor. Domnul Botond, hai să încercăm să ascultăm un argument ca să putem să-l contrazicem ulterior. Mă ascultați un pic. Domnul Cosma, vă ascultăm. Deci, domnul Barna își face imagine pe banii românilor și campanie pentru ținutul secuiesc. Asta nu este în regulă. Al doilea aspect, ce trebuie să îi amintesc domnului Cioma Botond. Aici nu a jucat o echipă de club din Harghita sau din Covasna. A jucat Naționala României. Iar Naționala României trebuie, conform Constituției și conform tuturor regulilor de bun simț, dacă vreți, când reprezintă România, singurul imn este imnul României. Nu există alt imn.
Nu există imnuri separatiste ale Ținutului Secuie sau ale altor state. E separatism, da? În capul dumneavoastră, domnul Colma. Asta e cea mai mare problemă. Iar în contextul actual în care ne aflăm, cu provocări la graniță și cu un război, da, astfel de provocări pe care le face unul. Hai să-i dăm cuvântul și domnului Cioma Boton, că nu are răbdare să ajunge la punctul dumneavoastră. Domnule Boton, de ce n-ar fi o provocare faptul că susțineți, susțineți existența unui așa zis Ținut Secuiesc? O chestiune... Nu este așa zis, Ținutul Secuiesc există de 900 de ani. De unde? Arătați-mi un document. Unde se există? Domnul Cioma Boton, în primul rând eu nu sunt domnul Cosma ca să vă permit să vorbiți simultan cu mine. Domnule Cosma, domnule Cosma, ați fost invitat în această emisiune, sau Cioma, pardon, nu Cosma. Da. Vă confund, aveți nume asemănătoare, deși văd că ideile sunt complet diferite. Domnule Cioma Boton, ați fost invitat în această emisiune pentru a vă spune punctul de vedere. Păi vă dau dreptul după ce vă pun întrebarea, domnul Cioma Boton. Domnul Cioma Boton, eu știu că v-ați obișnuit ca dumneavoastră la UDMR să aveți culoare în guvern, la televizor. Nu speriați pe nimeni cu atitudinea asta. Dacă vreți să răspundeți la întrebări, bine. Dacă nu, păi ce, la ce, doamne, ar trebui să vă las să răspundeți dacă nu mă lăsați să vă întreb? Întrebarea e... Păi la ce să răspundeți? Care e întrebarea? Care e întrebarea, domnul Boton? Ia. Păi a zis de Ținutul Secuiesc. Nu, care e întrebarea mea? Care e întrebarea mea? A fost că dacă e o provocare, dacă noi... Nu, nu asta e. Vedeți? Nu, vedeți că dacă aveți un pic de răbdare, politica pașilor mici, ce faceți în 90 încoace, trebuie să o aplicați și la televizor. Pași mici, nu vă mai repeziți. Domnule Boton, eu explicam că nu există Ținutul Secuiesc și după aceea m-ați întrerupt abrupt. Ținutul Secuiesc nu există, domnule Boton. Nu e niciun document care stă la acest. Ziceți dumneavoastră chestia asta. Hai, păi nu am căutat organizarea administrativ-teritorială a României, nu există. Să citiți pe istoricii români care vorbesc. Păi pe istoricii români, domnule, dar noi trăim în prezent. Ați invitat alături de care au luptat Secuii. Domnul, lăsați-mă cu Secuii care au luptat, domnule, că s-a terminat, depășit vremurile alea. Unde e Ținutul Secuiesc? Ce formă de organizare are? Și să discutăm despre chestii. Păi hai să discutăm despre chestii. Ce este? Județ? Comună? Oraș, ce e Ținutul Secuiesc? Cum există țara Bârsei? Unde există, nu există, domnule, țara Bârsei, astea sunt concepte. Domnule, nu există, domnule, juridic. Deci administrativ nu există, astea sunt la nivel de discuții. Ținutul Secuiesc. A, da? Lăsați-ne. Nu există decât România, județe, orașe, comune. Adică e o regiune, domnul meu, e o regiune. Nu există regiunea, regiunea Ardealului, să fim serioși. Cum e țara Moților, Bucovina, țara Bârsei, de asta s-a auzit? Și care e imnul țării Moților? Și care e steagul țării Moților? Și care e imnul țării Bârsei? Și Bucovina are. Și de când au pretins vreodată autonomie țările astea? Există steaguri, da, steaguri regionale. Nu există steaguri, există semne regionale, cum aveți dumneavoastră pe stegă. Și nu sunt ofensatoare la adresa României sau românilor. Asta spuneți dumneavoastră, că sunteți, aveți o atitudine sovină. Nu eu, domnul, eu spun colegii dumneavoastră de coaliție. Vă rog să-mi permiteți. Asta e problema. Păi nu, problema e următoarea. Dumneavoastră ce vreți pentru Ținutul Secuiesc? Vreți autonomie? Ce este ofensator în Ținutul Secuiesc? Dar nu mai țipați, domnule, la mine halul acesta. Că nu mă speriați. Ce este ofensator? Așa câștigați voturile în Secuime, țipând? Domnul Cioma Boton, liniștiți-vă, domnul Cioma Boton. Da, hai să ascultăm. Domnul Cosma, vă rog să interveniți. Vă ascultăm. Trebuie să vă mai liniștiți din când în când. Voi trebuie să înțelegeți. Voi trebuie să înțelegeți. Ce este ofensator? Faptul că nu e în acord cu principiile statului național, suveran, unitar, indivizibil. E o prostie, domnul meu. Nu, o prostie să spuneți că există. E în România, iar Ținutul Secuiesc n-are nimic cu România sau cu unitatea sau indivizibilitatea statului român. Da, da, vedeți da. Vedeți că indivizibilitatea. Nu cunoașteți. Știu că e o mare problemă. Dom'le, am și o întrebare. Dar care este miza existenței acestui Ținut Secuiesc? Dar v-ați făcut steag. V-ați făcut și l-arborați peste tot. Este o miză, este o realitate. Ce realitate? Există alte regiuni din România. Dar nu există, domnule, steag. Dacă mă duc în Moldova, nu vă steagul Moldovei. Vă rog frumos, că v-am ascultat până acum. Poate avem și noi. Steagul Bucovinei îl cunoașteți? Nu! Nu? Nu! Păi e o problemă. Păi nu e o problemă la dumneavoastră că folosiți termenul de Bucovina, deși ăsta e un concept inventat de austrieci, pentru a fractura Moldova, care era o unitate. Păi haideți să facem lecții de istorie. Dar să auziți și pe domnul Cosma. Ce-s domnul Cosma? Cosma, vă ascultăm. Steagă acolo la Satul Mare, la dumneavoastră? În Constituție sunt foarte clar prevăzute și în legea administrației, cum și în codul administrativ, cum sunt, care este funcționarea statului român din punct de vedere teritorial și administrativ, da. Deci astea nu putem inventa ținuturi și țări în cadrul României și imnuri naționale. N-au zis că deci e de 900 de ani. Lucrurile astea, da? Nu v-am spus, domnul Cioma Boton, că e de 900 de ani. E deja, e de da, 900 de ani de există, da. Eu au zis că de 900 de ani există.
Asta sunt poveste. Puteți să susțineți că nu există, dar asta e, nu, nu. Dom'le, dar noi nu ne dăm Dacia aici sau spunem că trăim în Dacia doar pentru că acum 2000 de ani pe acest pământ erau daci și avem noi hărți de la acea dată. În prezent există? Aveți vreo formă de organizare? Ce asta? O chestie mică înțelegere? Este o regiune, nu este forma organizare. Păi dacă eu vă spun să vă adresați celor doi realizatori cu termenul de voievod sau de cneaz? Există Ținutul Secuiesc. De unde, domnule, există, domnule? Unde e? Pe hârtie, care-i documentul? Haideți să mai citiți și atunci vă... Domnule, care-i documentul? Sunt multe documente în care... Care e documentul juridic chiar în istoric? Chiar în documente istorice apare Ținutul Secuiesc. Stați, domnule, documentele istorice, că în documentul istoric apare și Valahia, apare și Moldova, da, apare și... Nu mai există, gata! Da, și astea nu există. Nu mai există, acum sunt părți de România. Dar nu au o identitate distinctă. Trebuie să înțelegem că s-a schimbat un pic administrarea României. Trebuie să înțelegem că suntem în anul 2022. Domnul Cioma Botoț, trebuie să înțelegem că suntem în anul 2022. Domnul Cioma Botoț! Vreau să vorbesc cu noi. Hai să încercăm acest exercițiu spectaculos al dialogului. Eu vorbesc, dumneavoastră îmi dați replică, vă ascult și așa mai departe. Așa s-a ajuns în Ucraina, la ce s-a ajuns. Că domnul Putin vine cu niște hărți din capul dânsului mai vechi un pic. Păi să nu inventeze niște republici ca în Donetsk, ca în Lugansk. Adică unde mergem, domnul Cioma Botoț, cu fragmentarea României? Deci Ținutul Secuiesc este în România. Trebuie să vă liniștiți. Ținutul Secuiesc este păi în România. Păi și Donbasul e în Ucraina și ați văzut că părerile au devenit împărțite la un moment dat. Păi dacă dumneavoastră vreți să împingeți discuția în această direcție... Păi nu știu că eu țin minte că atunci când... Dacă vreți să provocați și să împingeți... Domnilor, dacă îmi permite, hai ca să-l liniștim. Vă place modelul din Catalonia? Domnul Cioma Botoț, vă place modelul din Catalonia? Mie îmi place modelul din Italia. Vă place modelul din Italia. Dar modelul din Catalonia vă place? Mă tem să nu le placă modelul din Catalonia. Asta ar fi o mare problemă. O autonomie în Uniunea Europeană nu e nicio problemă. Deci Catalonia vă place? În urmă cu 2 ani știți ce s-a întâmplat în Catalonia? Există statul România pe care noi trebuie să-l reprezentăm, iar demnitarii statului român trebuie să reprezinte România. La fel cum dumneavoastră sunteți parlamentar al României. Noi nu suntem parlamentari ai cuiva. Suntem ai României și se urmărește interesul național conform jurământului pe care l-am depus la tribuna Parlamentului. Respectăm Constituția, așa să ne ajute Dumnezeu. Da? Acest jurământ am depus tot. Să știți că aceasta nu este o problemă a maghiarilor. Astea sunt provocări ale politicienilor UDMR. Deci să fie foarte clar pentru toată lumea. Eu astăzi îmi permit să spun acest lucru și știți de ce îmi permit să spun și să cer demisia? Pentru că nu e în regulă derapajul care l-a făcut ministrul dumneavoastră. În primul rând, pentru că fac parte din familie mixtă. Eu nu am o problemă cu maghiarii, dar ceea ce face și ceea ce a făcut acest ministru UDMR, care trebuie să reprezinte statul român, este inadmisibil, domnule. Este inadmisibil. Lipsă de bun simț. Evident că atunci când mergi, oriunde mergi, ești ministru. Ai un statut. Și al acel statut îl ai 24 de ore din 24. Domnul Bun, asta am înțeles. Asta înțeleg. Ce trebuie să înțelegem de asemenea este că domnul Cioma Botoț trăiește în Parlamentul României cu voturile celor din aceste zone ale țării, care se așteaptă ca domnul Cioma Botoț nu neapărat să dezvolte locurile respective, dar să vină să le vândă această chestiune la televizor, să vină să antreneze acest discurs acolo, care este extrem de naționalist. Atenție! Dacă dumneavoastră, domnul Cioma Botoț, îi puneți la pereți pe cei de la aur, faceți exact... Democrația, domnule Cioma Botoț. Exact ce fac cei de la urmă, doar cu dantoasele. Nu noi am adus acest subiect. Domnul Cioma Botoț, dar dumneavoastră de ce nu vreți să dialogați? De ce nu aveți încultura dialogului? Asta mă îngrozește. Domnul Cioma Botoț, încă o dată, noi v-am pus să cântați Imnul Secuiesc în loc de Deșteaptă-te Române. Adică cum n-ați adus acest subiect? Cum n-ați adus? Nu este, nu este adevărat. Pentru că UDMR și domnul Chelemen la un moment dat a declarat... Mințiți, domnul Cosma, mințiți! Că nu au ce sărbători la 1 decembrie. Bun, o secundă o să vă rog, pentru că se impune o precizare. Imnul României nu trebuia cântat la acel eveniment sportiv, pentru că la hockey e cântat la finalul partidei doar imnul echipei câștigătoare. Și cum echipa României de hockey nu prea e echipă câștigătoare niciodată în fața Ungariei, cel puțin în ultimele 4 meciuri, n-a reușit să se impună, a fost cântat imnul Ungariei și așa e corect să se întâmple. Ce s-a întâmplat dincolo de această regulă a fost această întâmplare ca suporterii să cânte imnul Ținutului Secuiesc. Imnul așa zisului Ținut Secuiesc, domnul Botoț, o să-i zic Ținutul Secuiesc când îmi veți produce
actul normativ care reglementează acest sinu secuesc. Cu documente istorice nu se poate. Nu trebuie un act normativ să documenteze. Nu, documente istorice sunt pentru istorici. Asta nu sunteți muzeograf, nu sunteți istoric, sunteți politician. Deci, dacă merg în instanță... Vă trimit documentele. În instanță e reglementat longitudine, latitudine. Dom'le, există vreodată un act în care să-mi scrie că în vigoare există... Există. Care există, există documente istorice. Nu istorice, domnule, în vigoare, că așa documente istorice există și privind monarhia. Dar asta nu înseamnă că trăim în regalitate. Dom'le, în prezent există sau nu există? Există. Pe care e actul? Spuneți-mi. Legea există numărul... Există documente istorice. Nu, nu, legea. Vorbim de... Nu știți cum funcționează statul român. Ce, domnule, ne am întors la voie vodate? Discutăm niște chestii serioase. Da, vei, stați că după dumneavoastră sunăm pe marele Gneaz, care și dus un punct de vedere. Dar avem un voievod pe linia 2, vrea să ne prezinte drepturile sale în baza actelor istorice. Păi ce, doamne iartă, în 2022 aveți vreun act în vigoare care să reglementeze? Până n-aveți, numai vorbind în amintiri. Doamne Iisuse Hristoase, păi dacă vine și acum vreun urmaș al regelui, se așează aici în Palatul Regal pe tron, pe ce mai are pe acolo, pune corana pe cap și emite un decret. Dar țara moților nu există. Ce să existe, domnule, așa zicem noi, ca să vindem turistic? Au ei niște obiceiuri. Există din punct de vedere cultural, domnule, nu din punct de vedere administrativ. Domnule, astea sunt, să spun eu, trăiri culturale ale comunităților. N-au valoare juridică. N-am folosit cuvântul administrativ. Păi, dar cum există? Există sufletul dumneavoastră? N-am folosit. Bine, haideți să facem altceva. Haideți, domnul Cioma Boton, că vreau să lucrăm aplicat aici, ne-ați mermelit discuția. Făceați trimitere la un interviu pe care l-ați citit, la mai multe articole publicate de Gazeta Sportului și de alții. Pe GSP am citit un articol. Pe GSP am citit și eu interviu cu jurnalistul Emil Hosu Longin, cel care vă dă dreptate, spune că nu e nimic în neregulă. Am înțeles punctul de vedere, e singurul jurnalist acreditat la acest campionat de hockey. Nu, a mai fost unul, a mai fost. Au fost doi jurnaliști care... Și este și un articol și în Adevărul, să-l citiți. Român a fost doar Hosu Longin. Dacă mai știți unul, e foarte bine, dar vorbea român. Bine, am înțeles. Bun. Dânsul are la un moment dat un alt comentariu care mi-a atras atenția în mod deosebit și spune așa. Sport Club Miercurea Ciuc, care acum e CXR, dar aparține de Ministerul Sportului și are pe tricouri inscripția Sechelifold, adică ținutul secuiesc. Sper că am pronunțat corect. N-aș vrea să fie... Bun. Așa joacă peste tot și în campionatul intern și afară. Nu s-a sesizat nimeni de la minister. Nu văd de ce ne inflamăm acum, de parcă acum am descoperit că oamenii de acolo sunt etnici maghiari. E continuarea domnului Emil Hosulogin. Dar de ce nu s-a inflamat că pe tricou există așa ceva? Ce? De ce vă deranjează că pe tricou... Nu, eu vreau să vă întreb în felul următor. E adevărat că există pe tricou Sport Club Miercurea Ciuc textul Sechelifold? Nu cunosc. Păi cunosc eu. Încercat să intru pe site-ul acestei echipe. Dacă avem site-ul pregătit să intrăm, vă spun că e pe alocuri în limba română. La capitolul istoric n-am găsit absolut nimic în română. Deci e în maghiară. Există și opțiunea de română, dar nu sunt completate rubricile. Deci n-am putut să mă documentez. Foarte rău dacă e așa. Așa e, vă rog frumos să mă crezi că așa e. Dar asta e situația. Asta e, nu ne luăm de la atâta. Noi avem discuții grave. Dacă există, nu există, nu, dar în ce limbă. Dar am reușit să găsesc o fotografie cu un jucător de hockey în echipamentul celor de la CXR, da? Sport Club Miercurea Ciuc, cum se numea pe vremuri. Și haideți să vedem fotografia cu hockeyistul de acolo. Să vedem. Eu nu vă văd la televizor, că sunt numai pe telefon. Nu e nicio problemă, vă descriu exact. Avem un jucător de hockey în echipamentul celor de la CXR, da? Și pe spatele lui aici, deasupra fundului, scrie felul următor. Sechelifold. Ce te, că nu am înțeles ce a zis. Ținutul secuiesc în maghiară, că nu vreau să pronunț greșit. Cum se spune corect? Sechelifold. Sechelifold. Bun. Asta scrie. Sechelifold. Și întrebarea e... Ce reprezintă acest text, ce definește acest termen din punct de vedere juridic, astfel încât o instituție subordonată Ministerului Sportului să o promoveze? Ce anume e? Reprezintă o identitate regională din punct de vedere cultural și tradițional. Asta reprezintă, după părerea mea. Am înțeles. Și se face asta cu banii guvernului de la București? Dar de ce credeți, acum pot să vă spun o întrebare? Vă rog. De ce credeți că faptul că apare pe acel tricou Sechelifold, ținutul secuiesc, de ce considerați dumneavoastră
că este ofensator la adresa României. Păi sau vă... vă jignește pe dumneavoastră ca român sau pe prietenii dumneavoastră? Asta dacă mi-ai explicat și mie... Vă explic imediat. Vă explic imediat. Deci nu o să intru în logica politicienilor, l-avem prin telefon pe domnul Cosma care se explice. Vă spun ca cetățean român... Eu cu bună credință v-am pus o întrebare. Și de bună credință vă răspund. De ce vă deranjează faptul că pe acel tricou apare Secaifeld? Vă răspund acum. Mi se pare suspect ca guvernul României să financeze promovarea așa zisului Ținut Secuiesc în condițiile în care acesta pare mai degrabă un mod de a... de a crea o enclavă, de a enclaviza o comunitate și de a pune sub semnul întrebării caracterul unitar național al statului român. Pentru că nu de puține ori, domnule Cioma Boton, permiteți-mi să-l completez pe colegul meu și dumneavoastră să mă ascultați o secundă, acest Ținut Secuiesc a revendicat o autonomie. E adevărat lucrul acesta? Da, e adevărat. Bun, și atunci iată cum avem un răspuns la întrebarea dumneavoastră anterioară. Autonomia nu există în repertoriul legislativ al României. Este adevărat, dar reportorul european există atât în Italia, dar în România nu există. Constituția României nu permite. Cultural, atât, din punct de vedere cultural, putem accepta, da, să respectăm tradiția unei zone, nu e nicio problemă cu asta. Cosma, ministerul finanțează promovarea Ținutului Secuiesc. Ținutul Secuiesc e un subiect controversat în România. Trebuie să înțelegem acest lucru. Ba da, e controversat, vă certați de 10 minute cu un coleg de coaliție. Sorin Grindeanu se consideră, vicepremierul Guvernului României, se consideră jignit de intonarea imnului Ținutului Secuiesc, așa zisului Ținut Secuiesc. Îmi pare rău că domnul Grindeanu a făcut această afirmație. Păi, nu m-am așteptat. Părerile de rău nu țin loc de realitate. Dați-mi voie deci să e controversat. Să vă aduc aminte, în final al discuției noastre, numai o secundă, domnul Cioma Boton, numai o secundă, din nou vă pot acoperi, am o voce mult mai puternică, dați-l mai încet un pic ca să... A fost și un episod important care l-a avut protagonist pe președintele României în vizită în regiunea respectivă. I s-a oferit la un moment dat un steag al Ținutului Secuiesc și președintele României cu eleganță a refuzat. Deci de la cel mai înalt nivel, ideea de Ținut Secuiesc este respinsă de toate partidele politice, cu excepția UDMR, care nu-i partid politic, este o organizație... Evident că aceste lucruri nu ne fac bine. Nu ne fac bine lucrurile care pot la un moment dat degenera. Uitați că avem exemple în jurul nostru la care tocmai așa au fost ani de zile perpetuate și unde s-a ajuns. Noi trebuie să înțelegem un lucru și trebuie să înțeleagă UDMR. Nu este niciun lucru rău că reprezintă comunitatea maghiară în România, dar trebuie să înțeleagă că asta este principalul scop, să reprezinte România, da? Să reprezinte interesele tuturor românilor și ei nu sunt reprezentanți sau un partid politic pentru o anumită categorie. Domnul Cosma, aici vă întrerup. Aici vă întrerup pentru că nu sunt de acord. UDMR nu trebuie să reprezinte interesele tuturor românilor decât atunci când fac politică la nivel guvernamental. Pentru că altfel UDMR nu candidează să mă reprezinte pe mine dintr-un sector al capitalei. Noi vorbim acum de un ministru care a făcut un derapaj. Sigur că da, domnul Cioma Boton. Da, să-i dăm cuvântul și domnului deputat Cioma Boton, vă rog. UDMR reprezintă interesele statului român la nivel guvernamental. Toți miniștrii lucrează în interesul României. Nu cred că cineva poate contesta acest lucru. Existența Ținutului Secuiesc este în interesul României în condițiile în care e un subiect atât de controversat? Stați un pic. Vă rog. Deci, asta vreau să spun. Spuneți. Deci, la nivel guvernamental, dacă vă uitați la proiectele de legi pe care le-am promovat și în Parlament, foarte multe din aceste primești atât români cât și maghiarii. Da. Deci nu puteți să spuneți că noi reprezentăm interesele comunității maghiare. Proiecte legislative, ați spus? Întorcându-mă la Ținutul Secuiesc. Deci propunerile legislative sunt în Parlament, proiectele de lege sunt de la guvern. Dumneavoastră vorbeați de... avem și proiecte, stați un pic, că și parlamentarii au proiectele, nu numai guvernul are inițiativă. Cele din Parlament se numesc propuneri legislative. Așa se numesc. Propuneri legislative. Proiectul de lege e de la guvern. Nu așa a definit Constituția termenii ca să știm la ce ne raportăm. Deci dumneavoastră invocați activitatea ministerială, dar făceați trimitere la activitatea parlamentară. E regulă și așa. Am invocat atât activitatea ministerială, bun, cât și activitatea... Da, ne-am încurcat în termeni. Domnule deputat Cioma Boton, este Ținutul Secuiesc? Recunoașteți că Ținutul Secuiesc este un subiect sensibil și delicat în România? Ați văzut ce reacții politice a stârnit? Într-adevăr,
majoritatea, deci partidele române și societatea românească nu este de acord cu ideea autonomiei. În acest, în această ordine de idei aveți dreptate. Aveți dreptate, societatea românească nu acceptă această idee. Noi am încercat și încercăm să convingem majoritatea românească că nici Ținutul Secuiesc, nici ideea de autonomie nu sunt împotriva statului român sau împotriva românilor. Am putut, de exemplu, dacă vă uitați și faceți, vă documentați cum a funcționat această autonomie, de exemplu, în nordul Italiei, da, în Tirol, de exemplu, da, cum funcționează, puteți să vedeți că este o armonie între minoritate și majoritate. Pe de altă parte, ne putem uita la ce s-a întâmplat în Spania în urmă cu cât, domnul Buzeanu? În 2017, dacă nu mă înșel, că eram în primul an de emisiune în această formulă, și știm cum președintele regiunii autonome Catalonia a fost dat în urmărire, a fugit din țară, a intervenit autoritatea centrală de la Madrid ca să înnăbușe o proclamație de independență. Deci știm cum poate degenera o autonomie, domnule Cioma Botond, și extrem de delicat. Întrebarea mea e următoarea. Din moment ce recunoașteți că subiectul Ținutului Secuiesc e unul delicat în România, vi se pare normal ca guvernul de la București să promoveze, să financeze promovarea Ținutului Secuiesc? Aceasta este o echipă în subordinea ministerului. Eu cred că trebuie să facem o distinție importantă. Vă rog. Pe de o parte discutăm de autonomie, care ziceți că este un subiect sensibil și sunt de acord cu dumneavoastră. E un punct de vedere împărtășit, da? Pe de altă parte, vorbim de o identitate regională, cum este Ținutul Secuiesc, care nu este atestat din punct de vedere administrativ, de acord cu dumneavoastră. Eu cred că trebuie să facem distinție între autonomie și această identitate regională și culturală, care din punctul meu de vedere există în ciuda faptului că nu este atestat din punct de vedere administrativ sau juridic. Deci asta e o importantă distinție, după părerea mea. Sunt complet de acord cu dumneavoastră. Pentru că achesești și la ideea existenței unor regiuni tradiționale românești, dar fără personalitate juridică. O chestie pe care o folosim în limbajul informal. Eu nu din răutate m-am spus țara moților sau sunt, țara sunt complet de acord cu dumneavoastră. Dar curiozitatea mea e, credeți că guvernul de la București finanțează vreo echipă de fotbal care să promoveze exclusiv o anumită regiune care pare că se dezvoltă ca un microstat? De exemplu, cu țara Moților sau Bucovina, dar ce ar fi o problemă? Nu știu, de sincer vă spun... Problema este că este foarte important. Problema este că această zonă, dați-mi voie să reexprimăm punctul de vedere enunțat anterior, solicită o autonomie. Este evidentă, da, această discuție. Să nu ne învârtim, să ne preface că nu vedem această evidență. Domn, dar solicită pe cale democratică. Pe cale democratică, da. Da, pe cale democratică, prin dialog cu majoritatea românească. Nu există românească. Așa ceva. Deci nu există în Constituție specificat așa ceva. Nu aveți cum să obțineți așa ceva, decât dacă ignorați Constituția. Pentru că această autonomie să existe, trebuie modificată Constituția. Asta este. Dar recunoașteți că în momentul de față e un demers anticonstituțional pentru că el nu e permis de Constituție? Dar acest lucru ce s-a întâmplat la meciul de hockey, nu știu ce are cu autonomia. Păi vedeți dumneavoastră, fiecare mic incident sau fiecare mică întâmplare e o parte dintr-un puzzle. Din puzzle-ul autonomiei Ținutului. Okay, ne facem mim și îl intonăm, ne promovăm din banii guvernului de la București, ne facem steag, ne punem stemă, pretindem că existăm. Adică, și suntem puțin, se face foarte mult, domnul Cioma Botond. Suntem într-un context extrem de periculos, care a fost generat în plan mondial de o situație similară în vestul Ucrainei. Tot de o solicitare de autonomie pe care a iscat-o Rusia acolo, tot de la așa ceva a plecat. Tocmai de aceea poate interesa subiectul chiar în contextul mondial în care ne aflăm. Să nu ne trezim, Doamne, iartă-mă, cum sunt ceva similar și în România. Am o întrebare. Am militat pentru autonomie. Imaginea pe care o promovează. Vreau să încheiem subiectul și să ascultăm punctul de vedere al domnului Cioma Botond. În final, să tragem o concluzie. Vă rog. Da, deci interesant este că veni vorba de această identitate vizuală, da, pe care foarte bine ați remarcat-o privind acea sintagmă Secuiesc, adică pământ secuiesc, da? Oare finanțează guvernul ungar această identitate vizuală? Pentru că atunci lucrurile stau puțin diferit. Stau puțin diferit, mai ales în contextul pe care și dumneavoastră foarte corect l-ați remarcat, privind conflictul care se află la câțiva kilometri de granița României. Da? Domnul Cioma Botond, foarte repede, răspundeți la această întrebare foarte târziu. Ăsta e motivul pentru care altfel am zis. Până mâine, vă dați seama. Deci, care e întrebarea, că n-am înțeles. Dacă finanțează guvernul de la Budapesta așa ceva, dacă are o contribuție financiară la
ținutul secuiesc. Nu am cum să vă explic, dar vreau să revin la de ce n-aveți statul secund? De ce n-aveți cum? E o întrebare esențială. E o întrebare foarte importantă. De ce n-aveți cum să nu să-mi spuneți? Intervine... Da, nu, că nu știu, nu cunosc. Ei, nu cred că nu știu. Ei. Dacă nici dumneavoastră, liderul deputaților de MRN, nu știu. Eu sunt deputat de Cluj, stimate domnule. Ba, dacă sunteți de Cluj, nu. Bine, dacă nu ne răspunde această întrebare... Dar Cluj nu e ținutul secuiesc, nu? Putem să-l considerăm un răspuns. Nu, dar serios că nu cunosc aceste detalii. Haideți, domnul Ciomapă. Tocmai am lăudat guvernul de la Budapesta ieri pentru că știe să se implice în problemele etnicilor maghiari din România. Guvernul de la București nu știe. Dacă punctual contribuie la această finanțare. Mai ajută un pic pe aici, pe acolo, nimic grav. Ajută, nu, un pic foarte mult ajută. Da? Eu vă spuneam că nu cunosc în detaliu acest lucru. Ne putem înțelege într-un final. Trebuie să luăm pauză, încerc scuze, nu mai putem continua dialogul. Mulțumim domnului Cioma Boton, liderul deputaților UDMR, pentru rezistența eroică făcută în această emisiune. Îi mulțumim de asemenea domnului Adrian Cosma, Partidul Național Liberal, pentru punctul său de vedere. Și o scurtă precizare, că oricum am împins pauza de publicitate dincolo de orice limită a răbdării. Stimați telespectatori, aici nu se pune sub semnul întrebării existența unei identități culturale a ungurilor, maghiarilor din Transilvania. Ea există și nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Nu face subiect discuției noastre. Ne uităm doar dacă, pas cu pas, bucățică cu bucățică, nu cumva ne îndreptăm spre o enclavizare, spre o, cum să o numim, domnul? Ucrainizare. Că sau practic măcar aici e îngrijorarea. Autonomizare pe care, atenție, eu nu pot să o evaluez într-un fel sau altul, dar vă spun doar că nu o permite Constituția României. Despre asta e vorba. În rest, toată lumea merge în secuime să mănânce chiurtoși colași, nu? Așa este, pauză, ne întoarcem, bună România! Ne-am întors în direct, sigur că domnul Grindeanu ieri avea de răspuns la subiectul cu porturile, cu portul Constanța, care este blocat în momentul de față de către mărfurile ucrainene sau de către, sigur, incapacitatea noastră de a gestiona o situație cu care ne lăudam la un moment dat, că, domnule, vom avea și un câștig din așa ceva. Și el a răspuns, în schimbul acestei chestiuni, a răspuns la problema imnului ținutului secuiesc. Nu știu dacă asta era problema lui. Care pare ușor defazat domnul Sorin Grindeanu. Adică e ultimul om. Fix ultimul om de la care ne așteptam să aibă sau de la care așteptam o reacție în chestiunea ținutului secuiesc. E un subiect atât de sensibil, e foarte ușor ca nuanțele să fie interpretate greșit, e lesne să aluneci în patima discriminării, indiferent la care ne referim. Deci ăsta e un subiect unde trebuie intervenit cu precizie chirurgicală de către oameni care stăpânesc subiectul, nu care fușeresc toate subiectele și de fapt nu cunosc niciunul, cum e domnul Grindeanu. Spectaculozitatea este că domnul Grindeanu a venit cu această poziție în intenția de a părea în spațiu public cu discuția. Adică părea absent și a zis, nu domnule, eu sunt prezent, păi, dar nu sunt prezent unde trebuie. Domnul Grindeanu a fost dat dispărut în chestiunea porturilor blocate. Da. Deci noi avem în momentul de față mugurul unei crize. Deci urmează o criză în România dacă nu găsim o soluție pentru portul Constanța, podul Galația, Gigea Sud și multe altele blocate. Da. Și toată lumea l-a abordat pe Sorin Grindeanu în această chestiune. Domnul Sorin Grindeanu, consecvent politicii struțului pe care am mai abordat-o de-a lungul timpului, s-a ascuns. După care și-a dat seama că trebuie să exiști, că ești dita mai vicepremierul României. Și s-a pronunțat. Dar nu pe ceea ce ne interesa pe noi, pe chestiunea portului, ci pe chestiunea portului tradițional secuiesc, ca să mă exprim ce mai degrabă. Ce spectaculos că l-am ascultat ieri pe domnul Zanfir de la Partidul Social Democrat, care a venit cu, la emisiunea lui Tudor Mușat, a venit cu o poziție în favoarea domnului Grindeanu și a explicat, domnule, n-are ce să faci, trebuie niște specialiști care să se ocupe, să se pună în acord, e o chestiune de specialiști, deci practic l-a devalizat pur și simplu pe ministrul transporturilor de o atribuție pe care o are. Ca să-l devalizezi trebuie să fie avut inițial o valoare, mi-e greu să o estimez în cazul domnului Grindeanu. Deci domnul Grindeanu în continuare da dispărut în chestiunea porturilor blocate. Și pentru că această problemă pe care noi am prezentat-o ieri cu cele 5.000 de containere cu mărfuri către Ucraina, care nu mai pot fi ridicate din portul Constanța, da, și care obligă firmele românești să facă tranzit prin Istanbul sau Pireu, da? Pentru că această chestiune nu a fost una care să-i atragă atenția ministrului transporturilor din România. Continuă astăzi cu noi probleme care vizează domeniul transporturilor din România și îi spunem bună seara colegului nostru, jurnalistul specializat în transporturi, mai specializat decât domnul Grindeanu, oricum e multă lume, Ștefan Edveș. Foarte repede. Bună seara. Înțelegi bună seara. Că blocajul este și la nivel de tiruri acolo în portul Constanța, nu doar la nivelul de containere și așa mai departe.
În primul rând, înainte de a vă da ultimele detalii, eu mi-aduc de aminte de... A spus aseară un filmuleț cu domnul Ciolacu și cuvântul oportunitate, sau cum da, era, da, vă amintiți? Da, da. Eu sunt convins, că îl cunosc și pe domnul Grindeanu foarte bine, că nu a înțeles, nu a citit în dicționar ce înseamnă cuvântul oportunitate. Înțelegeți? E simplu. Oportunitate. Trecând peste oportunitate, să spunem așa, sunt mii de tiruri în Constanța, în portul Constanța, a Gigea Sud. Acolo este o problemă. Chiar am întrebat oamenii de la vârful, din conducerea portului, bă, fraților, ce se întâmplă acolo? Ea ne-a luat zăpada pe nepregătite, sau cum era declarația aia? Exact. Zis, nu? Ne-a luat pe nepregătite tirul, să spun așa. Sunt șoferii de tir, sunt camioanele din Ucraina care au ajuns în portul Constanța și problema este că oamenii săraci nu știu ce trebuie să încarce sau să descarce. Fraților, mai mult decât atât, ei ajung acolo, marea majoritate dintre ei, parchează, lasă tirul și pleacă. Am spus aseară la domnul Mușat, ne-au explicat oficialii de acolo că minim 7 zile trebuie să aștepte un tir din Ucraina pentru marfă, ciocăra, mâncare, portocale și o mai căra în Ucraina sau poate descarcă cereale pentru că nu au formalitățile necesare. Știți, Ucraina nu e membră, nu e țară membră în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, în prezent acolo se desfășoară lucrări de infrastructură rutieră. O șosea la 4 benzi, nu e autostradă, nu se construiește o autostradă în port. M-am liniștit, că am zis, băi, suntem nebuni, ăștia fac o autostradă în port. Au început niște lucrări de infrastructură la poarta 10, principala poartă, să spunem așa, din Agigea Sud. Acolo este e un proiect, un șantier pentru lărgirea la 4 benzi. Și vestea de ultimă oră, de mâine se mai deschide o poartă. Aha. Și când te duci la poartă și aștept să se deschidă poartă. De mâine s-au gândit și mai deschid încă o poartă. Asta e o veste bună. Dar crezi că i-a spus cineva? Domnule Ștefane, credeți că i-a învățat cineva așa de bine? Domnule, mai deschideți, domnule, o poartă. Să ai o criză care persistă de câteva zile și abia într-o zi de miercuri să te gândești că ar fi bine să mai deschizi o poartă. Stai un pic, nu v-am dat o informație și mai interesantă. Mi-e și frică să te întreb ce. Toată noaptea și azi dimineața au tipărit flyere. Așa. Au tipărit flyere în limba ucraineană, dacă nu mă înșel, și am înțeles că au împărțit aceste flyere în limba ucraineană, au adus translatori, traducători, pentru a începe, totuși trebuie să începi să vorbești cu șoferia din Ucraina, să vezi ce vor, să înțelegi. Deci s-au mobilizat acum cu ocazia izbunirii acestui scandal, nu e ceva ce au pregătit, sigur că avem o oportunitate, dar avem și niște oameni în oportuni acolo. Mulțumim, Ștefan Nedveș, pentru detalii, trebuie să reluăm subiectul acesta, că nu e ceva ce se rezolvă azi mâine. Nu pare că se rezolvă niciodată, pentru că dacă ai senzația tu, minister al transportului, că ai mai deschis o poartă și e totul în regulă, s-ar putea să fie nevoie să lăsăm poarta deschisă la minister, că cine știe, poate zboară cineva de în funcție. Și când spun cineva, mă gândesc la probabil absentul absolut al acestei perioade, Sorin Grindeanu. Lăsăm o poartă deschisă, ne întoarcem în 3-4 minute după o scurtă pauză de publicitate.